Îi chem aici pe reprezentanții a două organizații civice, care și anul trecut și anul acesta, și sperăm și de aici înainte, vor face cu noi împreună lucrare, ca și băieții de la Camarazii, al căror mesaj astăzi ne-a adus aminte de mărturisire. Îi chem aici pe domnul Tudor Ionescu, președintele Asociației Noua Dreaptă, și pe domnul Pompiliu Diplan, unul din liderii Frății Ortodoxe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, al cărei lider, domnul Dan Grăjdeanu, se află într-o tabără, împreună cu foarte mulți alți frați, într-o tabără de muncă la Muntele Athos. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! În urmă cu 20 de ani, în anii studenției mele, am avut șansa să-i cunosc pe o parte din cei care au fost arestați în seara zilei de 14 mai 1948. Lor le datorez foarte mult, lor le datorez ceea ce sunt, lor le datorez sistemul de valori pe care mi l-am asumat cognitiv și comportamental în ultimii 20 de ani. Lor le datorez pasul pe care l-am făcut în lupta naționalistă și faptul că de 20 de ani lupt, alături de mulți dintre voi, pentru Dumnezeu, neam și țară. Este bine că avem o lege care instituie oficial această sărbătoare a zilei martirilor din temnițele comuniste. E bine că suntem aici pentru al doilea an consecutiv și vom fi și de acum înainte. Însă este mai puțin îmbucurător faptul că această sărbătoare instituită prin lege este practic ignorată de administrația publică centrală și locală. Sigur, există câteva excepții notabile, distinsul viceprimar al sectorului 2, care este astăzi alături de noi și care a fost prezent și anul trecut. Avem o veste bună și de la primăria Cluj-Napoca, care a organizat o manifestare foarte frumoasă, închinată martirilor din temnițele comuniste, dar pe total discutăm de o lege care, prin neaplicare, riscă să cadă în desuetudine. Și asta ține, din păcate, aproape doar de noi. Spun aproape pentru că, din fericire, avem o instituție foarte serioasă, cea mai serioasă, Biserica Ortodoxă Română, care, dacă vă aduceți aminte, a instituit anul 2017, anul comemorării apărătorilor Ortodoxiei din temnițele comuniste. Și dacă vă aduceți aminte, Patriarhul Daniel a acordat cea mai înaltă distincție patriarhală mai multor deținuți politici, între care Radu Ciuceanu, Octav Joza, sper să nu uit pe cineva, cred că Demosene Andronescu, și cu siguranță că ar fi meritat mult mai mult să primească această înaltă distinție patriarhală. Inclusiv doamna Zoe Rădulescu, prezentă astăzi alături de noi și care a luat cuvântul mai devreme. Ceea ce este deci important este să facem în așa fel încât această sărbătoare să intre în conștiința publică, să pătrundă în conștiința românilor. După cum se vede, și presa ignoră această manifestare. Probabil că manifestarea noastră nu are șanse să facă prima pagină. Și atunci presa o ignoră. Dacă noi am avut o șansă acum 20 de ani să aflăm adevărul istoric din sursă directă, din păcate, generațiile tinere nu mai au această șansă. Tinerii de astăzi nu învață istoria adevărată nici din cărțile de istorie, nu mai au șansa de a sta de vorbă direct nici cu foștii deținuți politici, pentru că foarte puțin dintre ei mai sunt printre noi. Noi, dacă încercăm pe Facebook sau alte rețele sociale să spunem adevărul, imediat suntem cenzurați, conturile sunt închise, suspendate, pagine sunt închise. Și atunci, din păcate, ne rămân foarte puține pârghii prin care putem ajunge la această implementare a acestei sărbători în conștiința românilor.
Asta nu înseamnă că vom renunța. Vom fi an de an aici, la această manifestare, pentru cinstirea memoriei martirilor din temnițele comuniste. Dumnezeu să ierte! Trebuie să